fac, știi? Ați mâncat cozonă, că ați luat lumina, că și mie mi-au luat ăștia lumină de la Ion, în cort. Ce vreau eu să vă zic, chiparușul meu, vreau anul acesta de Paști să vă fac o urare altfel, nu cum o făceam eu, o urare frumoasă, plină de bucurii, de Paști și de zâmbete, așa că, doamnelor și domnilor, fie ca lumina de Paști să coboare din cer și pe o roază de soare, până jos la voi, îngerii, fie ca îngerii de Paști, să vă aducă în suflet fericire mâncațaș, iubire mâncațaș, și aripioarele să le păstrați voi, poate să fie și aripioare de curcan, de picante mâncați. Ufă, nebunul, că numai de aripioare vorbești și numai de mâncare ți-i mintea, că și te-ai și îngrășat ca vaca de când stai în carantină, numai mănânci. Aș mâncați-aș când treci. Zero. Aoleu, da proste, mi-a stricat urarea! Aoleu, roșița show-ului de Paști ți-l roșesc. Dar trebuie să mă calmesc, pentru că îngerii... Iar vorbește de mâncare, s-a făcut negru! S-a făcut negru! Aoleu, mâncați-aș rahatul din cozonac! Linge-mi mai brânza din pască! Se mă pup între măuțe! Linge-mi mai maioneza din salata mea! Dar belimei mielul dintr-o efectiv ciocliei mei! Oule! Hai sărbători fericite, mâncațași! Că îngerii coboară și cu asta basta! Ha! Drop the mic! Salutare, oameni dragi! Dacă ați ajuns până aici, înseamnă că v-a plăcut! Mulțumim! Desigur, nu uitați să vă abonați pe YouTube, Facebook și Instagram, suntem pe toate trei platformele și mulțumiri speciale celor care ne susțin pe Patreon sau cumpără hainele noastre, merchul nostru de pe t-shirtfactory.ro. Apreciem foarte mult, ne ajută incredibil de tare, mulțumim!